În Iordan botezându-te tu, Doamne. Bobot Aza este una dintre cele mai mari sărbători religioase care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. Este ziua în care atât credincioșii ortodoxi, cât și cei catolici merg la biserică pentru a lua apă sfințită. Apa citită și slujită de preoți în această zi are puteri tămăduitoare și poate fi păstrată mult timp fără să se strice. Credincioșii postesc în ajunul bobotezei, majoritatea țin post negru, ori mănâncă puțină pâine și beau apă seara după a sfințit. Tot de bobotează, tradiția spune că fetele nemăritate își pot afla alesul inimii dacă își pun busuioc sub pernă. Ele își leagă pe inelar un fir roșu de mătase și o rămurică de busuioc și își pun un fir de busuioc sub pernă. Fetele care se împiedică și cad în ziua de bobotează pot fi sigure că se vor mărita în acel an, mai spune tradiția populară. Știți ce tradiții se practică astăzi de bobotează? Da. Se merge în port, se aruncă crucea, băieții se aruncă după cruce. Cine prinde crucea, tot anul îi merge bine. Altele mai cunoașteți? Alte tradiții cu busuioc. Cu busuioc, cu busuioc, da. Se pune busuioc sub pernă. Bine, azi noapte trebuia chestia asta, nu acum. Și visează persoana care va fi împreună. Dumneavoastră știți alte tradiții? Ce să mai știu, nu știu nimic. Asta știu și cu busuiocul, boboteaza. Busuiocul tot așa. Cine sunt cavaleri, fete, domnișoare, visează, să viseze. Așa e o proverbă din bătrâni. Tradiția busuiocului este la bobotează. La bobotează se folosește ca să poarte... E un simbol. Deci e un simbol al bobotezii, să avem o legătură de busuioc în casă. Dar mai sunt și alte tradiții legate de busuioc? Nu știu. Bine, busuiocul e și medicinal, în primul rând. Se folosește la duse. Deci el este și bun în casă, ca medicament, și se folosește și această zi. Mulți spune că cine ia un busuioc și îl bagă sub pernă, se va mărita. Cine nu e măritat. Da. Acum fiecare cum vrea să creadă. Să creadă. Dar e bine să ai în casă și, în primul rând, gonește molile, vă spun sincer. Deci eu pun în toate camerele, cu o legătură, să mai vină molii la lucru, știți. Deci e foarte bun. Boboteaza sau botezul cailor este un ritual vechi ce dăinuie de sute de ani în România și mai ales în zona de sud a țării. Se spune că toți caii botezați în această zi cu apă sfințită vor fi sănătoși pe parcursul noului an și dacă animalul este stropit cu apă sfințită de preot, va fi ferit de boli. De ce e bine să botezați calul în ziua asta? Pentru că așa este normal și ceva... Așa veniți în fiecare an? Da. Totodată, oamenii de la țară spun că în dimineața ajunului de bobotează, dacă pomii sunt încărcați cu promoroaca, aceștia vor avea rod bogat. Tradiția mai spune că la bobotează nu se spală rufe, nu se dă nimic împrumut și cine se ceartă îi va merge prost tot anul. De asemenea, cea mai cunoscută tradiție este aceea ca preotul să meargă la o apă unde aruncă o cruce. Mai mulți bărbați se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel care reușește să ajungă primul la ea primește binecuvântarea preotului și se consideră că va avea noroc tot anul. Credincioșii catolici celebrează pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizează anunțarea nașterii lui Hristos regilor magi, care au venit să-l vadă pe pruncul abia născut, aducându-i daruri, aur, smirnă și tămâie.